Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o scurtă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, etalare în general despre un personaj din viața voastră. În primul rând mi-au apărut trei cărți, Regina de Bâte, Faetonul, Diavolul. Aș spune că încercați, poate unii dintre voi, nu știu dacă Faetonul vă reprezintă pe voi sau altă persoană, este vorba de o hotărâre, de o călătorie și de o... manifestare. Regina de Bâte puteți să fiți voi. Poate cineva vă lasă în urmă pentru cineva cu marcaj în zodia Capricornului. Regina de Bâte. Berbec, leu, săgetător. Rac, la mijloc. Și diavolul Capricornul ar putea să fie și Scorpiu, nu ar putea să fie oricine. Dacă știți că aveți planete în semne de foc, voi... vă așezați acest mesaj cum vreți. Ar mai fi o tentație. Cineva este foarte atras. Nu știu, sunteți voi? Aveți în spate, într-adevăr, un personaj tentant, dar mai este alt personaj excepțional de atractiv pentru voi. Care vă efectiv vă vrăjește cu acest diavol, așa simt, vă captivează, e extraordinar, împărăteasa, către care, cu care vreți să lucrați, poate unii dintre voi să aveți o victorie, să manifestați victorie și să lucrați, să creșteți, financiar, sentimental, emoțional, eventual atracția pe care o simțiți, pasiunea pe care o simțiți, devine, dacă e distanță între voi și cineva, devine obsesie. Dacă inițial a fost atracție și inspirație, acum devine, și acum este distanța dintre voi, a transformat această pasiune în obsesie. Hai să vedem. Soarele, lună, Venus, ascendent, nodul nord, ia uite, un berbec. În Taur, pardon, scuzați-mă, probabil că aveți planete în Berbec. Dacă aveți planete în Berbec, ascultați acolo. Odată, Taur, de două ori, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, de trei ori și tăiem. Ia uite, iar împărăteasa semnul Taurului într-o anumită formă. De fapt, este Venus, nu e musai Taur. Dar 10 de Bâte înseamnă un consum de energie. Hai să vedem. Ia uite, 6 de Bâte, cavalerul de monede, 7 de spade și nebunul. Ia uite, vreți să manifestați victorie dacă v-ați simțit răniți, dezinformați, n-ați înțeles niște lucruri, vreți să treceți peste acele neînțelegeri, să renașteți. Și vă dați seama, interesant este judecata, judecați. Unii dintre voi a stat, probabil, poate că apar cărți. Și v-ați gândit, e distanță între voi. Am zis, mai devreme cu Faetonul apare 3 de Bâte, distanță între voi și cineva. Care vă este foarte drag, îndrăgostiți, foarte drag. Care ați putea să faceți casă sau poate aveți de ales între casă și un personaj drag. Însă, personajul acela care înseamnă foarte mult pentru sufletul vostru, nu pentru stabilitatea voastră financiară, pentru sufletul vostru, cred că acolo este, față de acest personaj, se manifestă călătoria, distanța și în momentele voastre de singurătate v-ați gândit și cum să vă împăcați și ați înțeles, judecata judecă și înțelege că toate dezamăgirile care au fost din cauză că ați fost pe drumul, iau-te, 7 de spade, nu ați putut să spuneți adevărul, să manifestați corect, repet, din cauză că a trebuit să fiți între două chestiuni. Dacă nu e vorba de voi, e vorba de personajul cu care, eu știu, la care vă gândiți. Însă, începeți cu 6 de Bâte, care este foarte important, dorința de a cuceri și de a fi stabil.
Nu doar de a impresiona, cât de a și construi cavalerul de monede. Viața voastră în general și eventual acest personaj. Dar pentru asta trebuie să renunțați la autosabotaje, a spune. Nu musai la minciun, că nu mințiți toți, da? Sunteți și oameni corecți. Eventual la oamenii care v-au mințit sau v-au dezinformat, că apare totuși trei de spade, sau pur și simplu situațiile care v-au pus în așa situațiile care v-au pus, să nu dezvăluiți tot eventual, să fiți pe drum. Ideea este că vreți să o luați de la zero și să manifestați victorie, nu doar să o luați de la zero, să manifestați victorie. Poate că cineva, pentru unii dintre voi, cineva a venit în viața voastră, v-a atras atenția și voi trebuie să veniți pentru că e semn de pământ aici. Ați putea să fiți voi, deși este semnul Fecioarei, dar puteți să fiți și voi semnul Taurului, care este foarte încet și el în acțiuni uneori, dacă nu are planete de foc. Să fiți doi oameni care sunteți chemați sau v-ați întâlnit față în față să creați ceva. Dar am senzația că unul dintre voi a fugit de acest potențial. Și acum ar vrea să o ia de la zero. Ar fi drăguț dacă a renunțat la această fugă, la această, repet, autosabotaj. Asta aud, autosabotaj. Ia uite, unde s-a oprit șapte de spade. Iar valetul de spade, unul strălucește în public, unul este înțelept, pare greu de atins pentru că are o lumină specială, pentru că are o poziție specială, celălalt se simte mai jos. Ia uite, exact personajul, așa simt, personajul victorios și personajul mai simplu, care se întâlnesc față în față. Cel victorios inspiră la vindecare, la putere, la victorie, la o nouă carieră, trei de bâte. Și este distanță între voi. Dar această distanță și comunicarea vă obligă, într-o anumită formă, să alegeți, să vă creați viața. Nu să vă sabotați. Fugând de... O să vedem ce apare, dar până apare, e o fugă de succes pentru unul dintre voi. A voastră sau a personajului cu care aveți de-a face. Hai să vedem. 6 de bâte. O dată. 5 de cupe. Cinci vine după 4. Cu alte cuvinte, o ocazie pierdută care aduce regrete. Regrete că nu ați manifestat victoria, că nu ați ascultat oamenii care v-au inspirat și ați pierdut timpul cu prieteni, cu alte chestii. Cavalerul de monede. 5 de bâte. Asta e. Acum, dacă vreți să construiți, trebuie să vă luptați. Ne, nu așa. 5 și 5, iar sunt conflicte interioare, emoționale. Cum să ajung eu la palatul ăla? Cum să ajung la personajul acela de neatins? Trebuie să mă zbat cu atâția alți admiratori ai lor. E tăcere între voi. E distanță. Dar e și o dragoste. Care a venit într-un mod neașteptat, aș spune, și care trebuie cuvântată, rostită, exprimată. Eremitul, am zis, a stat și v-ați gândit. Eremitul se gândește la stea, trebuie să-și găsească stea, așa am văzut mai devreme steaua. Cineva a arătat, va arăta calea, eventual. Și acum voi trebuie să vă luptați ca să ajungeți acolo. Că se poate. 7 de spade, se poate... 10 de spade. Aici v-ați rănit singur, poate ați fost trădați, de mincinoși, dar haideți să fim serioși și să fim și sinceri și serioși, că oamenii pot să ne mintă, dar cel mai des ne mințim noi pe noi, pentru că proiectăm pe ei. Eu știu ce cai verzi pe pereți. Aici este adevărata realitate.
Șapte de spade, da, înseamnă fugăcios, mincinos, furăcios, dar înseamnă și fuga de succes, fuga de... Care e cuvântul care stă pe buze? Și de autoritate și de autenticitate. Fuga de autenticitate. Și aici v-ați rănit. Poate unii dintre voi ați încercat să fiți ceva ce nu sunteți cu adevărat. Și iar v-au rănit acele... Ia uite, e un program, exact ce am zis. E un program mental în care ați stat. Care v-ați consumat energetic. Dar de care frumos ar fi să vă eliberați. Ia uite, faetonul, 8 de bâte și... Ia uite, și 6 de bâte și... Și lumea. Puteți să manifestați. Anul, ia uite, magicianul și nebunul. Puteți anul acesta să manifestați ceva nou, ceva deosebit, un nou capitol, o nouă carte. Poate chiar faptic sau pur și simplu, metaforic. O nouă etapă în viața voastră, dar ceva ce n-a visat Parisul. E o vorbă. Ce n-a visat Parisul. Asta dacă lăsați acele programe, Matrix-ul, programul în care ați fost crescuți, educați, iar majoritatea, cam așa suntem crescuți. Sunt foarte puțini, ăsta e adevărul, suntem foarte puțini care suntem crescuți să fim autentici. Cei care ajungem să fim autentici, ajungem prin trădări, prin regrele, prin multă suferință și zbate, să fim victorioși, să fim, să ne vindecăm, că am văzut steaua, să ne vindecăm și să fim noi înșine. Nebunul. Acum, că sunt gândurile voastre față de acest personaj, că sunt gândurile lor față de voi. Nebunul. Eu sunt nebunul care te iubește. Ia, așa am auzit. Așa am auzit. O, dă-ți multe, iau-te. Ca să o luați de la zero, trebuie să blocați opțiunile, confuziile, minciunile, iar fuga. Trei de bâte nu așteaptă, într-adevăr, așteaptă, dar uneori renunță la așteptare și comunică, intră în călătoria vieții sale, că trei înseamnă comunicare. Dar asta după ce renunță, ia uite, renunță la confuzii și la alte opțiuni. Iar e o chestiune de discernământ, că am văzut judecata și apare, da, și apare doi de spade. Trebuie să blocați confuziile, opțiunile care vă distrag atenția. Măi, alegeți-vă o cale pe care o duceți până la succes. Nu știu cum vine, de la cine vine mesajul, de la persoana voastră, dacă voi vreți să le transmiteți lor acest lucru sau pur și simplu. De la înger, dar cam asta este. Blocați opțiunile, confuziile. Ca să puteți să mergeți mai departe, trei de bâte. Trei de bâte merge înspre patru, înspre stabilitate. Iar încă o chestie, dacă personajul cu care vreți să începeți ceva nou e la distanță, dom'le, renunțați la vise, pentru că aceste vise vă păcălesc visele, nu doar opțiunile. Starea de visare vă păcălește. Merg mână-mână cele două cărți. Mental și emoțional. Mintea se păcălește în visare. Da? Și emoțiile se păcălesc. Cum să zic? E un soi de escapism mai degrabă. Și pentru asta trebuie să îndrăzniți să călătoriți. Să călătoriți. Iaude, vă faceți prea multe griji. Da, știți că trebuie să cereți niște scuze, o să fii prin Italia sau prin Ardeal, scuze. Ca să manifestați o nouă etapă sau să manifestați ceva nou, ce-o fi nou, relație, pasiune sau pur și simplu ceva nou. Asul de bâte nu înseamnă nu să ai nicio nouă pasiune, poate să fie o nouă pasiune, poate să fie o nouă atracție, poate să fie, dar și poate să fie și un proiect. Dar vedeți voi, e asul de bâte care, alături de trei de bâte, creează patru, stabilitatea. Posibil e, uitați, îl vedeți aici, în mâna acestui învingător sau acestei
persoane, femei de succes. Dar trebuie să vă mobilizați și să renunțați. Acum, evident că poate să fie și invers etalarea, găsiți-vă poziția. Dar, repet, încercați să nu vă mai păcăliți. Tot timpul să arătăm, haideți, dragii mei, odată și odată, că e un an foarte important și spiritual, să nu mai arătăm tot timpul cu degetul înspre ei, să ne vedem și pe noi. Nu o chestie, un sfat. Ioi! Legătură spirituală. Energie feminină vă trage, ia uite, vă trage în sus. Pe autostrada... luminii. Am văzut diavolul, devine obsesie, cu cât e distanța mai mare, cu cât încercați să vă mințiți, se creează toxicitatea. Renunțați la aceste visuri și... sentimentul de trădare, că nu o să meargă, că ați fost trădați, renunțați, riscați, îndrăzniți în viață și îmbrățișați-vă emoțiile. Eu știu pentru cine am citit, vedeți și voi, pentru cineva clar am citit. Pentru cineva am citit. Da. Ia uite, turnul, eveniment neașteptat. Cam asta e, dragii mei. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine!